Deci istoria în primele milenii, să spunem așa, începând din Antichitate și până la Revoluția Industrială, până în secolul XIX sau XVIII, dacă vreți, abia s-a mișcat, cum să spun. Și în ce privește fondul material sau tehnologic, și în ce privește mentalitățile, Lura la Durie, unul dintre istoricii francezi importanți ai ultimului secol, are un text, un eseu, intitulat chiar așa, Istoria imobilă. E vorba de Franța între secolele 14-18, ceva în genul ăsta. Deci sunt câteva secole în care demonstrează Lura la Durie. Sigur, s-au petrecut multe, oamenii s-au bătut, s-au omorât între ei și chestii de tot felul, dar dacă te uiți la datele esențiale, adică datele demografice, numărul, structura populației, datele economice, PIB-ul, să zicem în termen actual, astea nu s-au mișcat aproape deloc, din secolul XIV până în secolul al XVIII-lea. Ei bine, acum, aproape de la o zi la alta, vedem cum apar lucruri noi de tot felul și omenirea merge tot mai repede. Nu știu dacă merge spre un țel binecuvântat sau merge spre dezastru sau merge spre toate adunate și mai știu eu ce a ieșit, dar merge tot mai repede. Asta evident, gândiți-vă, în ultimele două decenii, nu mai mult, ce a însemnat internetul, ce a însemnat telefonia mobilă, asta nu existau până acum câteva decenii. Au transformat lumea. Și lucrurile merg tot mai repede. Nu înseamnă că merg neapărat spre bine, dar nu înseamnă nici că merg neapărat spre rău. Nu știm spre ce merg până la urmă. Asta este extraordinar. Nu putem să spunem nimic pertinent și sigur, în orice caz, cu privire la viitor. Viitorul e o mare necunoscută, dar ceea ce cred că se poate spune, și am încercat să argumentez în cartea mea ultimă, acum apărută, am încercat să arăt cum stau lucrurile de nu reușim să percepem viitorul. Sau avem despre viitor tot felul de scenarii și când ajungem acolo vedem că alte scenarii se desfășoară și nici de cum scenariile la care ne-am gândit noi. Asta este. Oamenii fac istoria, dar nu sunt capabili să o țină sub control. E o carte în care e mult scepticism, această carte nouă a dumneavoastră. Da. Istoricii ar fi mai bine să fie sceptici. A, nu, să fie fiecare cum e felul, cum să spun. Istoria presupune și o mare varietate de interpretări. Spunea Guizot, deci istoricul francez și omul politic cunoscut din secolul XIX, deci spunea acum aproape 200 de ani că există 100 de feluri de a face istoria. Deci pentru Guizot existau 100 de feluri. Pentru noi câte ori fi? Probabil mai multe. Nu, istoria se face în fel și chip și să nu-i obligăm pe istorici, cum vin la noi deținătorii, cum să spun, brandului istoriei naționale. Deci istoria care apără drepturile române, bine, dumne, apărăm drepturile românilor, foarte bine. Să fie unii specializați în apărarea prin istorie a drepturilor românilor, dar alții n-au voie să privească și sub alte unghiuri, să își pună și alte întrebări. Credem că lumea e atât de nebunită după drepturile românilor, nu ne dăm seama că ne izolăm.